Dacă ar voi, ar găsi și modele. Pentru că nu sunt chiar toți oamenii stricați și răi. Mai sunt și oamenii care au o conștiință care nu este prea compromisă și au o bună cuvință. Te poți înțelege cu ei, poți avea încredere în ei când le încredințezi o lucrare sau o misiune. Nu sunt toți ușuratici. Așa. Și ei poți avea încredere în ei. Dar oamenii fără modele, adică modele ar găsi, dar nu le acceptă. Trebuie nu știu ce metodă așa să folosești ca să accepte un exemplu de viață. Așa. Și merg așa. Merg așa. Merg un timp până să mai coc puțin. Să mai așează-l untru lor. Și după aceea se mai dau pe brazdă, cum spune românul. Dar cei care rămân așa aproape total libertini, îi suportăm așa. Suportăm așa, îi mai amendăm, îi mai obligăm să supună rânduierilor și legilor țării, așa, și avem de furcă cu ei. Sunt probleme. Însă, după ce se căsătoresc acești tineri, să mai au niște certuri cu părinții, foarte greu, așa. Părinții mai mult au aceste probleme cu copiii până să ajung la majorat. Și după aceea se mai îndreaptă. Să mai dau la brază. Așa. Ce ați spune unui tânăr care ar veni acum la dumneavoastră? Eu spune întâi binevenit. Și după aceea aș spune că viața aceasta a noastră pământească nu se termină aici. Aici, pe pământ, putem umbla cu înșelătorii, cu minciuni. Unii nu mai cred, alții nu ne cred. Dar e o viață mai ușoratică, se poate duce. Dar după ce murim, pentru unii care sunt contemporani cu noi și mor împreună cu noi, ei au această convingere că viața aceasta viitoare este o viață de nu există. Viața viitoare nu există. Murim și am terminat cu viața. Ori nu e așa. Viața în care vom intra după moartea noastră trupească este o viață foarte conștientă și o viață în care este ținută această evidență noastră cu
foarte multă strictețe și precizie. Să știe înaintea lui Dumnezeu, dincolo, așa, tot ce facem, tot ce gândim în viața aceasta, se simte dincolo. Și vom da seama pentru tot ceea ce facem aici. Așa încât, așa i-aș spune, că viața de dincolo, pentru care trăim și pentru care trăim, este o viață atotștiutoare. Așa. Și unde putem permite aici orice. Și tot ceea ce facem aici are corespondent dincolo și avem cu noi această viață. Trupul mănâncă gurgane și șobolane în pământ, dar sufletul rămâne responsabil de tot ceea ce face.